Colegi deputați, voi avea o adresare astăzi de la Tribuna Centrală a Parlamentului, nu pentru legiuitori, nici măcar pentru procurori sau procuratură. Voi vorbi din numele fracțiunii Platforma Da Acum pentru oamenii de acasă. Aveam 20 de ani prin 2014-2015, când pentru prima dată am ieșit în stradă, am ieșit la proteste. La proteste masive împotriva corupției. Un lucru nobil, romantic, corect. Am ieșit împotriva unui fenomen. Nu am ieșit împotriva unor oameni care mai apoi au declanșat un adevărat război pentru a-și proteja liniștea și averea furată. Se întâmpla atunci când toată societatea a aflat că băieții șmecheri, unii din astăzi aflați în Parlament, au furat. Pe atunci noi credeam că au furat $1 miliard. Astăzi aflăm că sunt de fapt 3 miliarde. 3 miliarde de dolari care puteau fi folosiți pentru majorarea pensiilor, salariilor, pentru construcția unor drumuri bune, cu adevărat bune pentru Republica Moldova, a peductelor de care au nevoie cetățenii noștri din comunitățile noastre. Zic că aveam 20 de ani și eram student la facultate de drept. Visam să ajung procuror sau judecător ca marea majoritate a studenților de la facultate de drept. Și când ajungi prin anul 3 la facultate, înțelegi că toate cărțile de specialitate, codurile, legile, sunt o simplă beletristică pe care poți să le arunci la gunoi. Înțelegi că în Republica Moldova legea nu este egală pentru toți. Așa se întâmplă că poți fura o găină și să stai 10 ani la pușcărie. Și poți fura miliarde de dolari și să stai comod în fotoliile deputați sau la Procuratura Generală. Și culmea rușinii, acei care s-au înfruptat din miliardele furate, tot ei investigau această crimă. Guvernarea așa zis democratică nici măcar nu făcea deosebire dintre banul public sau banul privat. Domnilor deputați, s-a ajuns până acolo că oamenii care îndrăzneau să protesteze, să vorbească, să nu accepte indicații ilegale, erau hărțuiți, unii purtați prin instanțele de judecată, le erau interceptate telefoanele, erau urmăriți, le erau intimidate rudele, familiile și chiar unii erau băgați la pușcărie cu ajutorul unor dosare fabricate. Exemplul lui Gheorghe Petic, al lui Cebotari, al lui Ieșanu. Mii de destine au fost distruse, sute de afaceri preluate, zeci de oameni băgați abuziv la pușcărie, sute de mii de oameni alungați peste hotare. Și cine astăzi răspunde pentru toate acestea? Cine, domnilor deputați? S-au furat miliarde de la oameni, s-a comis cea mai mare crimă împotriva unui stat în perioada de 7-15 iunie. Vorbesc despre uzurparea puterii în stat, ca acum să iasă un exponent a tuturor fără de legilor, una din fețele regimului trecut, să ne spună ce? Că e bolnav? Înțelegem. Nici un om sănătos nu ar comite atâtea abuzuri și nu ar expune instituția să sufere din cauza imaginii unor compromiși. Azi la unison, societatea, parlamentul, guvernul, oamenii simpli de la firul ierbii cer demisia procurorului general, deoarece acest procuror a fost măciuga în mâna Partidului Democrat. Suntem martori oculari la faptul cum mai era imposibil acest lucru de imaginat când procurorii devin vocali. Unii încep să vorbească despre abuzurile conducerii. Și cum să nu se teamă oamenii, cum să nu se teamă poliția când interlopii deschideau cu ușa, cu piciorul ușa de la inspectoratele de poliție? Cum să nu se teamă procurorii când erau pălmuiți în public și pentru asta nu era interlopul băgat la pușcărie, ci era procurorul demis? Stimați cetățeni, ieri, la mai multe posturi de televiziune, procurorul general spunea că cea mai mare reușită a lui este faptul că procuratura s-a ales
cu un sediu nou, că el, personal, a negociat cu guvernarea precedentă acest lucru. Tupeism în formă pură. Să fie clar, cea mai mare reușită a procurorului general și adjuncților săi sunt toate crimele comise și rămase nepedepsite. Toate abuzurile sau așa numita crâșuiala unor scheme, acestea sunt reușitele procurorului general. Oameni buni, ce s-a întâmplat între timp? Plahotniuc a capturat Procuratura Generală prin intermediul unor procurori din conducerea de vârf și, ca să nu întâmpine dificultăți, a mutat sediul chiar în apropierea imediată a casei sale. Astăzi, insistăm ca guvernul să dispună trecerea Procuraturii Generale în sediul vechi, iar această clădire, care a fost murdărită de unele personaje, să fie sfințită și să fie construit un muzeu al corupției și al corupților, la fel ca și sediul Partidului Democrat. Acolo, în acel sediu de tristă pomenire, să fie afișate portretele tuturor călăilor, a procurorului general, a adjuncților săi, precum și a judecătorilor de teapa lui Berdilo, a penalului Șor, fiul de suflet al lui Vladimir Plahotniuc, și firește portretul a capului tuturor relelor din Republica Moldova a lui Vladimir Plahotniuc. Colegii mei din platforma DA vor vota pentru această hotărâre de Parlament pentru a repune în capul mesei legea și pentru a face ca în Republica Moldova să dispară impunitatea. Vă mulțumesc!